Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe canalul meu crăciunistic de astăzi. După cum vedeți, am schimbat decorul și am vrut așa să creez o atmosferă caldă, cozy, plăcută, că doar este cea mai cozy lună din an. Știu că nu prea vă place cuvântul ăsta, dar mie îmi place. După cum ați văzut și în titlu, avem și o serie nouă cu recomandări de parfumuri la fiecare început de lună, cu o selecție de 10 parfumuri mai exact. Desigur că selecțiile mele ar putea să fie mult mai mari, dar trebuie să-mi pun limite ca de obicei. Și voiam să vă întreb și pe voi ce părere aveți despre această serie. Desigur că o să vorbim la fiecare sfârșit de lună și despre favorite, pentru că eu îmbrotesc parfumurile, nu le port doar pe acestea, nu pot să fac o selecție pentru luna decembrie sau pentru vreo lună din an. Încerc, de obicei port ceea ce simt să port și, în fine, o să vă arăt și la fiecare sfârșit de lună parfumurile pe care le-am purtat, cele mai purtate, descoperirile lunii și așa mai departe. O să vin și cu, desigur, seria mea de favorite include și produse favorite, dar luna trecută nu am mai făcut asta, dar de luna viitoare revin și cu parfumuri și produse favorite. V-am spus eu că o să vin mai multe serii pe canal pentru că mie îmi place așa să le organizez și zic să trecem la parfumuri pentru că nu vreau să fie un intro prea lung pentru că oricum vorbesc destul de mult. Haideți să începem cu un parfum pe care voi nu l-ați văzut la mine până acum. Este vorba despre Kayali Vanilla Royale. Nu l-ați văzut anul acesta, pentru că anul trecut cu siguranță l-ați văzut. Vanilla Royale, Sugar Patchouli 64. Mie mi se pare cel mai complex parfum de la Kayali. Mi se pare foarte bun și foarte puternic, intens, persistent. Este opulent, îndrăzneț, aproape obraznic. Îl văd foarte potrivit pentru cluburi, pentru distracții de genul acesta. Este un parfum sexy, este un parfum dens, e și dulce și buzi, are rom din câte știu eu, are și zahăr, dar vine așa și o aromă gurmandă într-un fel. E mai ciudățel, e un parfum de testat înainte, nu e de cumpărat blind. Cred că are și tonka, mi se pare că se duce foarte mult în zona parfumurilor care duc mai departe trendul ăsta cu tonka, cum este Tonka Holic de la Esse Strike the Notes, cum este Velvet Tonka de la BDK, deși nu seamănă ca și miros, dar mi se pare că se duce în zona aia de parfumuri. Eu am Clona de la Arabiat Prestige. Îmi place foarte, foarte mult și acela l-aș fi inclus dacă l-aș fi găsit, dar nu l-am găsit și oricum aveam din zona aceasta unul. Trebuia neapărat să vi-l arăt pe Vanilla Royale pentru că acesta este un parfum doar pentru iarnă, pentru mine. Și neapărat voiam să vi-l arăt pentru că urmează să îl port mult. Chiar l-am folosit și astăzi. Nu știu, mi se pare că este ediție limitată, dar oricum găsiți un parfum inspirat din acesta pe Dubai Collection, December Vanilla, dacă nu mă înșel, și am înțeles că este foarte bun. Puteți să folosiți și codul meu CC10 pentru un mic discount. Da, am auzit că toată lumea îl vorbește de bine, așa că puteți să încercați varianta aceea. Oricum, acesta s-ar putea să fie în ediție limitată și cred că nu se mai găsește. Da, trecem mai departe. Îmi place foarte mult parfumul acesta și se combină foarte bine cu frigul, cu gerul. Da, e... Să știți că proiectează foarte bine, l-am purtat anul trecut afară și bubuie. Trecem mai departe la un parfum care este potrivit și de zi cu zi, dar mi se pare perfect pentru ocazii speciale. S-ar putea să nu mai focuseze
aparatul meu din cauza luminilor din spate. Este vorba despre Jo Malone, Scarlet Poppy, Colonia Intense. Un parfum care v-am spus de fiecare dată că este parfumul acela potrivit pentru rochie de catifea roșie chiar. Este elegant, este pudrat, este și dulce, senzual, sofisticat și misterios. E un parfum perfect pentru ocazii speciale și pentru întâlniri din astea romantice, pentru seară, dar și pentru zi. E foarte versatil parfumul, v-am zis că poate fi purtat cu succes și de zi cu zi, dar este perfect pentru ocazii speciale. Foarte frumos parfumul, este și dulce, este un parfum cald, este plăcut, este feminin, tot ce vrei. Și e foarte catifelat, da. Păi putea să lipsească By the Fireplace din această selecție? Nu putea să lipsească. By the Fireplace, replica de la Maison Margiela, este un parfum de stare, este parfumul acela care creează o atmosferă caldă și confortabilă. Îți dă senzația că ești lângă un șemineu, în cazul acesta și lângă brad, și este un parfum cald, dulce, lemnos, este afumat, e perfect. Perfect pentru luna decembrie. Și nu numai, este perfect pentru iarnă și pentru toamnă, pentru că și toamna vrem să avem o atmosferă super, super cozy. La fel este și cu acest Commodity Milk. Este must have în colecția fiecarei persoane care își dorește un parfum de stare. Deci, eu de fiecare dată când miros parfumul ăsta, mă minunez de el. Deci nu se poate, nu, nu. E un parfum dulce. Este un parfum lemnos. Are aroma aceea de lapte cald, de lapte condensat într-un fel, cu bezele arse, cu lemnul acela maron chis. Este dulce, este lemnos, e perfect pentru iarnă, dacă vă plac parfumurile astea care vă dau o stare super bună în perioada rece și vreți ceva puternic, pentru că varianta aceasta expresiv este o variantă puternică. Dacă vrei ceva mai intim sau... Da, am înțeles că Milk cel alb este ceva mai intim, mergeți pe varianta albă, că n-ar fi atât de lemnos, că ar fi mai lactonic. Aici avem și o aromă, nu știu, bezelele alea arse te duc un pic cu gândul și la caramel, dar nu este chiar aroma tipică de caramel. Deci este un parfum, nu am cuvinte, îl ador și o să-l port iarna asta pentru că îmi place mult de tot. Următorul parfum este unul plin de magie și fantezie dintr-o lume de bazm. Este un parfum foarte frumos, dar și sticluța este magică, la fel ca și luna decembrie. Îmi place foarte mult și este un parfum gurmand, este fructat, este dulce, miroase a piersicuță, dar te duce cu gândul și la prăjituri de Crăciun. Are aroma aceea fructată foarte plăcută. Vă recomand cu drag parfumul acesta. Mie mi s-a stricat capacul. După cum vedeți, a rămas în interior chestia aceasta, gulerul sticlei, dar nu-i nimic, o să o repar eu cumva. Avem aici o libelulă pe capac, o căprioară, da? Ce mai avem? O floricică, un melc. Niciodată nu am analizat prea mult capacul, îmi place pur și simplu, dar e frumos parfumul acesta. Dacă vreți un singur parfum pentru iarnă, mergeți pe Nișane Ani, în cazul în care căutați un parfum ceva mai scump, diferit, puternic, intens, unisex, deci puteți să-l împărțiți în casă.
anii este combinația ideală de parte dulce, vanilată, aproape gurmandă, cu partea aceea spicy, cu cardamom, cu ghimbir, deci este un parfum perfect din punctul meu de vedere. Este tot ce ai nevoie în perioada rece, asta în cazul în care nu ai nevoie de multe parfumuri așa cum am eu. Da. Un alt parfum din zona asta de parfumuri ceva mai sexy este acest Crystal Love de la Attar Collection. Este ceva ce se duce foarte mult în zona lui La Danța de Libelule, mărul acela suculent, doar că aici avem și o parte arăbească, să zic așa. Este udul acela pe fundal, este un iz lemnos, un pic afumat, deci este și fructat, este dulce, are mărul acela sau nu știu ce este exact în parfumul acesta, dar este un fruct suculent, îmbrăcat într-o aromă de lemn puternic, un lemn un pic afumat. Și mi se pare că este o combinație perfectă pentru un parfum de seară, de exemplu. Mi se pare foarte potrivit seara Crystal Love. Desigur că iarna merge oricând și toamna poți să-l porți. Este un parfum care mie îmi place foarte, foarte mult. Și voiam să vă povestesc ceva. V-aș fi povestit acum și despre Ladies First de la My Geisha. Este o poveste lungă cu parfumul acela, l-aș fi inclus în clipul acesta, dar l-am cumpărat și a plecat de la mine, noi am mai vorbit despre el. La un moment dat l-am testat în magazin și mi-a plăcut foarte mult, apoi când s-a uscat am realizat că eu mai am ceva acasă care se duce foarte mult în zona aia, deci vorbim despre Ladies First. Am uitat despre chestia asta pentru că în deschidere parfumul este diferit de Crystal Love, de exemplu, sau de La Danța de Libelule. Am cumpărat parfumul, l-am folosit și am înnebunit. În uscare seamănă foarte bine cu Crystal Love, deși nu are udul acesta, e mai pe partea de măr copt un pic. Dar seamănă foarte bine cu La Danța de Libelule, de exemplu, pe care îl și am. Nu am o variantă mare, dar între parfumul Ladies First și La Danța de Libelule, prefer să cumpăr La Danța de Libelule. Desigur că voi nu ați apucat să-l mai vedeți pe Ladies First în clipurile mele, pentru că a plecat imediat. Dar asta este povestea cu Ladies First, l-am testat, mi s-a părut că seamănă foarte bine cu ceva din colecție, am uitat, l-am comandat și da, este o poveste penibilă, ca să zic așa, dar se mai întâmplă din păcate. Trecem la un parfum perfect, dacă îți plac parfumurile de designer, în perioada rece, un singur parfum de designer, dacă vrei, îți recomand La Belle Parfum sau La Belle Primul Apărut, pentru că eu v-am mai zis că anul trecut am fost mai încântată de acela, anul acesta am trecut la alt nivel și mi se pare că merge și ceva mai siropos. Vai de capul meu! Da, este Juicy. Spuneam că este un parfum juicy. Este siropos, este vanilat, dulce, cald, sexy. Un parfum perfect, de exemplu, pentru zi cu zi în perioada rece, dar și pentru ocazii speciale, pentru Crăciun, pentru Revelion, pentru orice ocazie dorești. Este foarte versatil din punctul acesta de vedere și cumva aroma lui poate să te păcălească, pentru că eu simt o aromă fructată și siropoasă. Dar mă duce cu gândul și la o pară caramelizată, dar și la o aromă de fructe roșii, cumva pe o bază de zahăr, o vată de zahăr.
Deci este un parfum perfect, perfect pentru perioada rece și pentru persoanele care adoră parfumurile dulci. Ce mai este de spus despre Bianco Latte? Păi, este parfumul acela dulce, cald, pufos, cremos, catifelat, este gurmandul perfect din punctul meu de vedere, este lactonic. Perfect pentru zile și seri reci, pentru iarnă, mi se pare că iarna strălucește și îți dă sentimentul acela de confort. Este absolut, absolut divin, este frumos, este dulce, este gurmand. E și caramelicios, dar la fel, un alt fel de caramel, poate un lapte condensat. Nu. E ce trebuie, e ce trebuie dacă îți plac parfumurile gurmande. Tocmai ce am dat un puf din acest Devotion. Devotion intens, ambele sunt perfecte pentru perioada rece, sunt delicioase, te poate duce cu gândul la prăjiturele de Crăciun, la deserturi, la un chec cu lămâie, cu arome din astea de vanilie, de citrice și se usucă prăjituros. În uscare mă duce mai mult cu gândul la un tort, la un blat de tort siropat, aromat, la brioșe, da, și el persistă foarte bine, e bun din toate punctele de vedere și la fel pentru persoanele care adoră parfumurile prăjituroase, mi se pare perfect de purtat în luna decembrie și nu numai, cam atât. Acestea sunt parfumurile mele, recomandările mele pentru voi, pentru luna decembrie, pentru sărbători, pentru luna aceasta magică și frumoasă în care ne pregătim de Crăciun, îl așteptăm pe Moș Crăciun, da? Sper că v-a plăcut clipul, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți clipurile mele cu prietenii voștri, vă aștept cu mare drag în comentarii, nu uitați să lăsați și un like și noi ne vedem în curând cu un video nou, v-am pupat, pa, pa!